Sper că ați întâmplat un pic, n-am o speră. Ce la atenție, vă rog. E important să intrați în atmosferă, să vă relaxați. Muzica este terapie. Nu este doar aleasă bucata această muzicală. Este concordanță cu ceea ce exprimăm aici din punct de vedere artistic. Bun. De ce ne-am adunat noi aici? E o întrebare. Și răspunsul corect cred că este din iubire. Iubire și pasiune pentru frumos. Frumosul se manifestă prin arta autentică. Avem aici niște autentică. Eu aș spune așa, să celebrăm frumosul din viață și viața prin frumos. Credința mea ca artist este că nimic nu este întâmplător. Oamenii buni. Deci avem un scop predestinat. Și faptul că voi ați reușit să ajungeți azi aici este sau nu este întâmplător? Fata v-a chemat și voi ați răspuns inimilor voastre, care acum vibrează cu nesaț privind aceste capodopere. În esență, suntem interconectați de iubire. Toate aceste minunate lucrări s-au născut din iubirea artistului. Pentru că noi, ca artiști, suntem foarte conectați cu natura. Artiștii sunt conectați cu natura. Altfel n-am putea să ne exprimăm. Povestea mea de iubire, de abnegație pentru artă, începe din copilărie, prin note de 10. La școala primară. Era foarte solicitat de colegii de clasă în ceea ce privește desenul. Am participat cu școala chiar și o olimpiadă pe țară, proiect de pictură, în care am fost total implicat. Emoționat. Ca și acum. Făcut o prezentare în oglindă, în fața câtorva sute de adulți și copii atunci. Din toată țara. Aici putem zâmbi pentru că puritatea din noi, copiii, ați auzit bine, am făcut o prezentare în oglindă atunci. Ce înseamnă? Informația pe care am grăit-o pe scenă a fost gen 3-2-1 versus 1-2-3. Adică oglinda formei de exprimare în astral. Bun, am ajuns la punctul astral, care pentru mine are o conotație și semnificație divină artistică. Găsește în toate lucrurile mele. Este o formă de comunicare primită din astral, din iubire și în același timp reprezintă celebrarea vieții. Este un portal divin. Urmează liceul de artă și totul capătă alt sens pentru că mi-am întâlnit mentorul artistic și spiritual acum fix 25 de ani. Acest mentor este aici prezent cu noi, în carne și oasă, și mă ascultă chiar acum. Îl cheamă. Dar nu asta e important. Important este că a fost prezent atunci când a fost momentul. A fost o inițiere spirituală într-o perioadă în care oamenii erau încă fugăriți de minierii lui Iliescu. Și asta m-a ajutat foarte mult pentru a pune bazele de om de artă mai târziu. Așa a fost să fie sau a fost predestinat? Trebuie nou. Eu cred în ordine, în toate așa cum este natură. Totul este determinat să facă ceva și toate elementele naturii sunt în egală măsură importante. Urmează Academia de Arte din București, unde am practicat artele frumoase într-un program foarte riguros, de la ora 8 dimineața până la ora 8 seara. Foarte multă muncă. Deci, o creație nu se naște fără muncă. 99% muncă, 1% inspirație. Trebuie să vă imaginați un program normal, decât de 12 ore normal, duc față de un program. Mers la facultate și studiați teorie, practic, absolut tot ce mi-a fost de folos în vocația artistică. Am combinat practica și teoria artelor majore, desen, pictură, scurt acest tip jos a fost să acest curs, chiar dacă nu era student oficial la facultate. Se ducea pe ascuns și făcea cursul de caligrafie. Și așa avem astăzi pe laptop sau pe Mac și chiar și pe fondurile. Fonds. Deci, dacă vin stat cursul ăsta, probabil că calculatoarele erau total adevărate. Deci asta se manifestă în toate domeniile, de fapt.
nu exprimă toate aceste categorii, însă pictura de șevale rămâne pasiunea principală. Acest lucru este oglindit în această expoziție. Deci, pasiunea mea pentru pictura de șevalet este impregnată în aceste 6 lucruri care sunt expuse. O să ne ridicăm, dar mai stăm un pic, și o să facem un tur al lucrărilor. O să luăm fiecare lucrare în parte și o să o analizăm. O să, după care, o să urmeze o pauză de 20 de minute în care vom putea să ne întrebăm artistul. Deci și mie și lucrurile. Mulțumesc pentru această scurtă prezentare. Cred că v-am încărat o vreodată. Și vă mulțumesc de suflet că sunteți aici. Și nu este nimic întâmplător, deci faptul că voi ați reușit să ajungeți aici înseamnă foarte mult pentru mine. Încă ceva mai bun. Eu sunt primul artist din România care își expune lucrările la Expo Art Gallery. Astăzi are loc lansarea oficială a galeriei online. Și puteți vizualiza pe www.expoart.ro. Denumirea este foarte simplă, din acest motiv nu mi-am dat nici preț de vizită. Adică nu mi-am făcut preț de vizită. Urmează. Dar trendul este să reținem foarte ușor brand-ul. Expoart.ro. Expo Art. Legat.ro. De ce? Pentru că suntem din România. Apera cu sau... Două. De prima galerie care acceptă plata lucrurilor în moneda digitală, nu am. În ce procent? Momentan 50%. Wow. Iar începând cu luni, în data de 20 februarie, lucrările galeriei și ale artiștilor le veți găsi și pe platforma e-commerce, dealshaker.com. Informațiile le găsiți pe site, în secțiunea lucrării. Veți observa posibilitatea de a se achiziționa cu oameni. E foarte simplu. Sau opțiune. Da, e foarte simplu. Da. Ce perioadă va avea de expunere? Dom'le, veți putea cumpăra exclusiv ce înseamnă? Doar pe deal check-uri vor fi în 3 zile de zile. Deci, pe ziua de urcare, nu puteți să achiziționați asta până pe termen limit pe 20 martie 2017. După care, dacă nu se vând, se vor putea achiziționa la liber. La liber pe galerie. Da. Tot cu monede? Mai poate și ulterior cu monede? Da. Și acum, așa cum am spus, să facem un tur al lucrărilor. Ușor ne dăm spre fiecare avea în parte.